În ultima perioadă nu prea am avut zile libere, dar când totuși mi-am găsit puțin timp liber, am preferat să mă relaxez jucându-mă pe telefon sau tabletă, în special pe tabletă, mai ales de când am primit de la Samsung Galaxy Tab S6, ce este o tabletă excelentă pentru gaming și nu numai. Experiența de gaming mi se pare superioară pe o tabletă cu un ecran mult mai mare decât al unui telefon. Dar nu doar ecranul este important, ci și specificațiile sunt importante. Tabletele, în general, au specificații mai bune decât telefoanele, iar componentele fac diferența în jocuri. Pentru că înseamnă că device-ul poate rula jocurile mult mai ușor și mai fluent. Telefoanele mobile au ecrane mult mai mici comparativ cu tabletele, iar experiența de gaming mi se pare mai puțin plăcută. De altfel, un ecran mai mare îți permite să folosești controlele jocului mult mai bine, interfața nefiind îngrămădită, și este mult mai ușor să apeși butoanele cu precizie. Singurul dezavantaj la care mă pot gândi când vine vorba de gaming pe tabletă față de telefon este bateria. Tabletele, având un ecran mult mai mare, folosesc mai mult bateria, ce se consumă mai repede decât la un telefon. Dar mă bucur foarte mult că bateria lui Galaxy Tab S6 este foarte bine optimizată. Pentru că tot vorbim de cum se comportă o tabletă folosită pentru jocuri de mobile, hai să vă recomand și câteva jocuri ce par special făcute pentru tabletă. Eu zic că arată mai bine pe tabletă decât pe telefon. Tropico. Poate fi greu să găsești și altceva în afară de jocurile casual obișnuite, așa că Tropico este un titlu binevenit. Bazat pe seria de jocuri pentru PC, foarte reușită, Tropico te pune în rolul lui El Presidente, președintele unei insule din Caraibe. Depinde de tine cum îți conduci insula în lumea modernă, adăugând industrii și servicii noi în timp ce îți umpli și buzunarele. Gama de posibilități este imensă. Poți să alegi între a fi un lider bun și iubit de popor sau un dictator sau orice altceva. Deși este un joc un pic cam scump pentru un joc mobile, costă 65 de lei, partea bună e că îți oferă acces total la joc, fără reclame și cu posibilitatea de a juca offline. Hades Town. Dacă ești în căutarea unui joc de strategie SF cu un univers expansiv, Hades Town este, consider eu, cel mai bun joc RTS pentru mobile. Poți coloniza planete, poți construi o flotă de nave spațiale, poți deschide rute comerciale, mina resurse sau chiar dezvolta noi tehnologii și poți explora cele mai îndepărtate colțuri ale galaxiei și chiar te vei întâlni cu rase extraterestre ostile. Modurile multiplayer îți permit să lucrezi împreună cu alte persoane pentru a finaliza misiuni complexe, iar modul player versus player este opțional. Jocul arată incredibil de bine pe tabletă, datorită suprafeței mult mai mari decât a unui telefon și chiar îți oferă un avantaj față de ceilalți jucători. Jocul este gratuit. Bindog este un cont de developer în Google Play specializat în portarea jocurilor mai vechi de pe PC pe platforma Android. Momentan sunt disponibile doar 6 jocuri. Baldur's Gate 1 și 2, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Siege of Dragonspear și Planescape Torment. Toate cele 6 jocuri au mecanici similare. Sunt RPG-uri hardcore masive cu foarte multe skill-uri, inamici, dungeons, iteme și story-uri excepționale. Dar interfețele sunt îngrămădite, chiar și pe telefoanele cele mai mari. Așa că tabletele sunt cele mai bune device-uri pentru astfel de jocuri. Eu recomand jocul Neverwinter Nights Enhanced Edition, ce costă 50 de lei. Este un joc RPG old school din universul AD&D, adică Advanced Dungeons and Dragons. Destul de dificil, dar captivant. Eu sunt o mare fan a simulatoarelor de tip city building, iar Pocket City îmi place foarte mult. Este un simulator similar cu SimCity. Jocul îți permite să construiești diferite clădiri, drumuri și utilități pentru ca orașul tău să meargă ca pe roate. Are și dezastre naturale, dar și câteva lucruri pozitive, cum ar fi petrecerile, ce fac ca orașul tău să prindă viață. Pe parcurs, jucătorii deblochează mai mult teren, mai multe clădiri și o sumedenie de alte lucruri. Varianta de bază este gratis, iar versiunea premium include mai multe moduri și nu are reclame. Ea costă 15 lei. Rebel Inc. este un joc relativ nou, dezvoltat de creatorii Plague Inc., deci îți dai seama rapid că este un joc destul de bun. Începe într-o regiune cu probleme, cum ar fi lipsa apei sau război,
și scopul tău este să rezolvi acele probleme. Jocul include 7 scenarii, tone de strategii și o poveste ramificată bazată pe deciziile tale. Dezvoltatorii au cercetat aceste scenarii în timp ce făceau jocul pentru a-l face cât mai realist. Există 8 guvernanți cu abilități diferite de încercat. Este un joc gratuit și, sincer, unul din cele mai bune pentru tabletă. GP Riptide Renegade. Povestea începe cu un concurent căruia este interzis accesul în circuitul GP pentru încălcarea regulilor. Tu ești acel concurent și scopul tău este să-ți recapeți gloria. Jocul arată foarte bine, cu o grafică destul de bună pentru un joc mobile. Există și o campanie, dar și mod multiplayer online și diverse tipuri de curse pe care le poți juca. De asemenea, are și suport pentru multiplayer split screen, suport pentru controller și altele. Este unul dintre jocurile ce arată mult mai bine pe tabletă și merită încercat. Costă 13 lei. Acum nu rămâne decât să vă ștergeți tableta de praf sau să vă cumpărați o tabletă și să vă jucați. Samsung Galaxy Tab S6 costă în acest moment aproape 3200 de lei, destul de mult pentru o tabletă, dar este una din cele mai bune tablete Android la acest moment.